Și avem în acest moment o informație de ultimă oră. Interlopul Leo de la Strehaia a fost săltat de polițiști în urmă cu puțin timp. Descinderea vine după ce, în urmă cu câteva zile, fiul acestuia a fost acuzat de înșelăciune într-o afacere cu aparate de aer condiționat. Ana Maria Bujor vine cu detalii în acest caz. Ana, bună ziua! Bună ziua, bun găsit tuturor! Este vorba despre același dosar, se pare, în care este acuzat și fiul lui Leu de la Strehaia. În aceeași cauză, se pare că va fi dus în curând la secția de poliție și Leu de la Strehaia. Asta pentru că și el este suspectat că, alături de fiul său, s-ar face vinovat de înșelăciune cu aparate de aer condiționat. Vorbim aici despre 150 de aparate de aer condiționat pe care Leo și fiul acesteia s-ar fi angajat să le cumpere de la o societate comercială, dar de fapt ei nu au plătit niciun ban, ba chiar au și vândut aparatele respective la sume derizorii. Prejudiciul estimat care ar fi a fost adus acestei societăți este de 300.000 de lei. De asemenea, Leo de la Strehaia nu este la primul caz care este cercetat pentru înșelăciune. Vă reamintesc că anul trecut el ar fi încercat să vândă o statuie de 150 de kilograme de aur. Spunea el că este 150 de kilograme de aur și a vândut-o unui om de afaceri din America contra sumei de 100.000 de dolari. De altfel, el a fost și reținut în respectiva cauză. Cert este că această statuie nu era din aur. De să vedem dacă se vor dispune măsuri împotriva lui și împotriva fiului, pentru că acesta a fost eliberat în urmă cu două zile.